Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am zis, fraților, la un episod de CSGO Danger Zone Hacking. N-am mai jucat de o groază de timp Danger Zone, bă băieți, mi-a fost extrem de dor și m-am gândit eu așa, băieți, de ce să nu mai facem noi aici un episod de Danger Zone, deoarece mie mi-a scos rankul, am avut rankul scos pe toate game modurile, să zic așa, până și pe competitive mi l-a scos, pe atunci în perioada aia când n-am mai apucat eu să filmez așa de des și chestii de astea. Momentan mi-am recuperat rankul pe competitive, pe Danger Zone n-am avut niciodată rank și chiar sunt curios dacă o să primesc de data aceasta rank din după meciul ăsta, eu sper din suflet să primesc și o să trebuiască să ne mai apucăm și de Wingman încet, bă băieți, deoarece știți că scopul acestei serii de pe canalul meu de hacking este să vedem dacă reușim să ducem un cont în cel mai mare rank pe toate game modurile sau toate categoriile de joc, să zic așa, mai pe șleau, într-un rank bun. Și mai avem o problemă, nu văd să moară Bibi aici, arme repede, arme. Jucăm cu Getrek. Ioi, doamne, țucăl, mami. Weapons, am văzut aici, weapons, armor, nu știu ce, show, emo, chestii de astea. Hai să vedem, bă, băieți, nu, asta e la, bă, Odor. Aici trebuie să fie. Aici trebuie. Nu e aici. Băi, doamne, mă joc cu ăsta, cu loot boxes. Cred că ăsta sau drop to weapons. Ai, tati. Mă joc cu Getrek de data aceasta și n-am jucat niciodată Danger Zone cu Getrek. Tu și știți mulți dintre voi că trebuie setări diferite, adică la Danger Zone trebuie anumite setări, la competitive trebuie anumite setări, sunt mai multe chestii, variază chestiile astea și nu mi-am făcut acum repede pe moment niște setări, vă dați seama, nu aveam nicio habar ce setări să-i fac la Getrek, la cu Unity eram obișnuit, la Unity imediat am făcut setări. Din păcate la Getrek n-am știut, adică sper să fie setări bune încât să câștigăm meciul. Dacă mai vreți episod de genul în continuare, dați și voi acolo, vă rog eu frumos mult din suflet să dați un like, să facem 1000 de like-uri la acest episod, unul mort, doi morți, băi, săraci, n-au știut ce a lovit, mă, ești nebun la cap, mamă, avem carambitul, ești nebun, n-au știut ce a lovit, mă, băi, dați și voi acolo un like, vă rog eu din sufletul meu, băieți, facem și noi acolo 1000 de like-uri, dacă mai vreți episoade din această serie în continuare. Și de ce nu o să putem să facem Danger Zone și cu membri, să iau câte un membru pe fiecare episod și să jucăm alături de membri, așa că nu uitați, dacă vreți să jucați alături de mine pe orice fel de episod, puteți să vă luați orice fel de membru la mine pe canal, să intrați pe serverul meu de Discord, îl aveți în descriere, și să vă înregistrați cu YouTube-ul pe Discord, adică știți, să vă asociați contul de YouTube cu Discordul. O să vă dea automat gradul de membru, iar eu o să anunț pe Discord când joc meciuri și voi acolo, cei care aveți membru, puteți să intrați într-o cameră specială de membri, unde o să vin și eu alături de voi și o să putem juca împreună. Deci aveți... Ăsta unde dracu-i? Mamă, mi-e și frică să sar aici. E aici, uite-l. Bosule, mamă, ce m-a speriat. Enemy squad eliminate. Deci a mai fost unul cu el și din păcate a murit. Ok, avea un P90 parcă. Unde e P90-ul, mă, băieți? Unde e P90-ul, mă, băieți, mă? Ioi, doamne, nu pica. Doamne, am crezut că o să rămân blocat aici. Nu știu, am eu chestiile astea așa cu blocajul ăsta. Asta putem să o spargem. Ok, și ne-a dat un mag 10. Câte gloanțe are magul? 30 mag, pardon. Bă, nici nu știu să jucăm cu magul. Eu aș vrea P90-ul ăla, mă. Avea un P90. Pot să jur că am văzut un P90, mă. Cred că a picat pe aici prin a... Ia să vedem. Să verificăm. Nu, avea doar bani aparent și acum nu știu cum o să ies eu de aici. Mă, ai de capul meu, e ăla acolo. Sper să... Ba, i-am dat head, nu știu dacă are coduri, dar mi-e și frică de el, pentru că pe Danger Zone, din câte știți, nu este Overwatch, nu există Overwatch, adică să se uite ceilalți jucători pe tine să decide dacă tu ai hack sau nu și e foarte nașpa, deoarece sunt mulți codați. Bine, și eu sunt codat, dar eu joc mai cu bun simț, așa, știți ce zic, nu dau chiar cu rage-ul, dar sunt unii care efectiv dau cu rage-ul, mă, băieți. Și mi-e și frică că doar ieși de pe colț, ți-ai luat direct head-ul, o vine zona să moară, baby, gata, atât am colectat de aici, hai să mergem repede să nu ne rupă zona în funduleț. Mă scuzați chiar, n-am mai postat 3 zile, știu că la voi, deci la voi e necesar, obligatoriu, deci nu există să nu fie un episod în fiecare zi postat, dar din păcate am avut și niște mutări, să zic așa, au trebuit să mă mut un pic așa dintr-o parte în alta și cum a fost vreme faină, am ieșit și cu motorul, da, știu, ați văzut acolo pe Instagram, bă, by the way, urmăriți-mă pe Instagram, Raul2K, o să vă scriu și aici, uite așa, Raul2K, să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să vedeți ce mai fac eu așa în timpul liber, pentru că eu cam oriunde mă duc pun story-uri și multe chestii de genul, așa că dacă vreți să vedeți ce face Raul2K în timpul liber, puteți să mă urmăriți pe Instagram. Coaie, what the fuck? Nu trăgea hack-ul. Deci primele gloanțe, mă, Gică Păturică, stai român, Gică Păturică, să moară Jaxala, Gică Păturică, bă, băieți. Mamă, dacă are cheat de la Raul2K, s-a cam terminat șmecheria așa un pic, mă. S-a cam terminat șmecheria dacă are hack Gică Păturică. Hai să vedem dacă are, să-l testăm. Dar nu, e sus pe, ok, hai că am găsit și drumul. Mi-e frică, aoleo, sau dacă iese, am 18 gloanțe, hai că mi-ajung. Sper doar că n-are hack.
Nu mă știe, nu mă știe. Ba, mă știe! Coaie, de unde a știut? Ioi, doamne, țucăl mami. Țucăl mami, a, nu mă știe, Gică Păturică, săracul de el. Nu mai am gloanțe, dar nu contează, pentru că l-am omorât pe Gică Păturică, bă, băieți, mă simt un învingător. Că l-am omorât pe Gică Păturică. Așa, hai să revenim la discuția noastră. Am ieșit cu motorul, știu că ați văzut foarte mulți dintre voi că da, mi-a luat permisul de motor. L-am deja de, cred că s-au făcut deja jumătate de ani de când am permisul de motor. Și o să fac și bike vloguri, auzi la mine, moto vloguri, să zic așa, în curând. Numai că trebuie să-mi achiziționez o cameră, deoarece camera cu care făceam glovă, în primul rând, că era proastă. Adică da, nu era nu știu ce cameră, era o cameră pe care am luat-o la lichidare de stoc cu 1.100.000 de lei. Deci nu e nu știu ce cameră. Bă, mi-e frică de asta, sincer să vă spun. Uai, nu știu dacă glonțul ăla de l-am văzut acolo în fața ochilor au fost de la el sau de la mine, dar m-am speriat oricum foarte tare. Ar fi frumos să ne comandăm un Scout. Și ce aș mai putea să-mi comand? Un Emo. Ok, și un Basic Shield Armor plus Helmet, nici nu știu sincer. Armura, am de toate. Ok, să așteptăm comanda, ne-a comandat de la Glovo. Da, o să fac cât mai curând bike vloguri. O să fac, doamne, nu știu ce zic bike vloguri, moto vloguri. Numai că da, trebuie să aștept să Să iau și cameră, să vină și vremea mai frumoasă. Că na, acum nu este vreme frumoasă zilnic, să zic așa, adică mai ești și zile în care mai înghezi de fric pe motor, mai ești și zile în care mor de cal pe motor, nu înțeleg, n-am înțeles absolut deloc. Ioi, mi-a luat-o, dar de ce mi-a luat-o, mă? Ce s-a întâmplat, bă, băieți? Tocmai ce mi-a luat emo box-ul din față. Să-mi bat picioarele, de ce? Pot să știu și eu de ce? Se plimbă cu ea, mă, se plimbă cu ea. Mori, dronă nenorocită. Poți să-i dau de mici, dar unde se duce? Nu, că mă duc după ea, fain că fac bani hub și mă duc după dronă. Dar nu o mai găsesc. Ba, uite-o. Tu zgura mătii. Nu înțeleg unde se duce drona, în fine, am gloanțe oricum. Dar nu înțeleg de ce am dat E pe cutie. Dacă dai E pe cutie, ți-o ia drona înapoi? Sau ce pizda am? Deci nu pot să înțeleg. Mă scuzați că vorbim, dar nu pot să înțeleg. Uite-l pe ăla acolo. Șponc. Săracul de el și o să-l omorâm repede și pe coechipierul lui, pentru că o să se respawneze și nu este bine deloc dacă se respawnează, pentru că n-am făcut nimic. Bam! Și l-am omorât și pe ăla și enemy squad emo boxul sfânt, bă, băieți. Aparent a venit, s-a reîntors la mine. Încă 6 inamici rămași în viață. Chiar sunt curios dacă o să iau rank up după meci, mă rog, rank up, dacă o să-mi dea rank-ul după meciul ăsta. Uite, ți arată și câte kill-uri am și mi-arată arată pe fiecare câte kill-uri au. Eu am 3 kill-uri. 0 2. Mamă, să moară Bibi. Nici nu știam chestia asta, uite că chiar te ajută și la Danger Zone chestia asta de la Getrek. E prima dată, mă jur, teammate redeployed, a, teammate-ul meu, ok. Hai să vedem ce primim aici în supply box-ul ăsta. Am primit un 5-7. Bă, l-aș lua pe ăsta, sincer, chiar dacă are damage-ul mai puțin decât Teco, are acuratețe mai bună la distanță. 5-7-ul ăsta, mamă, l-are M4, dar eu tot aș merge pe SSG-ul ăsta, că e bun la distanță și când rămânem puțini jucători și suntem plasați așa, stați un pic, era să mor. Dacă sunt puțini jucători, se plasați la distanță și eu zic că ar fi mai bun SSG-ul ăsta pentru distanță. Dar ar fi bun și M4-ul ăla, că dai niște tapuri cu M4-ul ăla să moară Gică Pietrică sau cum îl cheamă pe la Gică Păturică să moară, că dai niște one-tapuri cu SSG-ul ăsta de irupi. Mamă, gata, ia doi smâncați. Unu. Doamne Iisuse! Ok, aparent sunt cel mai slab jucător de CSGO cu hack. Bam, dar ăsta e mort și o să moară și băiatul ăla, șpong. Ați murit amândoi și mai sunt 4 inamici. Deci ăia sunt 2. Stați un pic, că nu-mi dă ceva cu virgulă. Ăia sunt 2 și ăia, a, mai sunt 2. Ăia sunt 2, adică 4. Cum adică 4? Că ăia sunt 2. Nu te uita la mine, nu te uita la mine. Nu te uita la mine. Hai, hai vino și tu. Hai vino și tu, feț. Numai să nu mă ia ăștia pe la spate, aia mie. Vlăduț, ce ai făcut, mă, Vlăduț? Da, mă, băieți, nu știu de ce am numele Vlăduț la Steam, dar îmi place foarte mult. Doi inamici și sunt 3, apare, pentru că, ăla e cu echipierul meu. Cât de prost ești, Doamne, Iisuse Hristoase, Jesus Christus. Cât de prost pot să fiu, de ce l-am mic cu echipier? Deci trebuie doar să mă duc să-i omor pe băieții ăștia doi. Hai că ne descurcăm, mă, băieți, nu e mare scofală, mare îndorteală. No Fugger, ok, deci acum nu mai pot să se respawneze oamenii, am înțeles. Și mi-e sincer frică de Rusnaki ăsta, că s-ar putea să aibă cheat-uri având în vedere care SSG, dar s-ar putea să n-aibă cheat-uri, nu știu ce să zic sincer, mi-e foarte frică de el. Ah, căcat. Este, mă, băieți. Și acum hai vino și tu, nu te, dar nu-i no future redeployments. Ok, deci ăsta cu AK-ul e cam pauză un pic, dar totuși trebuie să ne fie frică, deoarece sunt mulți raycheckeri pe Danger Zone și ăla mă cam așteaptă acolo. Hai să-mi dau și o hâlcea-tul ăsta, că oricum e ultimul inamic. Deci dacă l-omor pe ăsta, s-a terminat șmecheria. Dăm un ăsta, îi dăm și un nade.
Sincer să fiu, mic am frică, s-ar putea să fie rei checker. Nu, e după... Aoleu, nu intra în zonă, Raul, ce faci? Raul, trăiți iar... Ok, 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 hai, dă-i pic, mane, dă-i pic, manule, știu că vrei să dai pic. Eu nu o să-i dau pic, deoarece poate să aibă rei check și să-mi dea one tap, dar eu l-aștept să dea pic. Bă, îmi place chiar foarte mult Getrectul pentru Danger Zone, deci eu zic că... Ok, ăsta e mort. Yeah, boys! Mamă, cât de urât am putut să-i o dau să moară Jax, uitați poza aia, bă, băieți. First place să moară Jaxi, bă băieți, cât de... Vai de cap, nu-mi vine să cred că l-am luat. Ia stai, hai să vedem punctul ăsta POV-ul lui. Chiar sunt curios cum a văzut, dar sincer mi-e și... Mamă, omul intrase la fix în casă, era zona roșie acolo. Doamne, mi-e milă de el. Ioi, nici nu a apucat să intre în casă, săracul, doamne. Doamne, iartă-l și odinește-l în pace. Am luat rank, Will Scout 1, mamă. Nu-i nici slab, dar nici bun. Se putea și mai bine, sincer, bă băieți, dar eu sunt mulțumit și cu Will Scout 1. O să facem, trebuie să facem neapărat și un episod de Wingman ca să primim rankurile, să avem așa rank. Știu că pe Wingman am Silver, o să creștem în timp, o să joc și off-camera. Dar eu am zis, vreau să ajung cel mai mare rank pe toate astea trei categorii de joc, adică pe ăsta să am Hunter Fox Elite sau nu știu exact care-i sau nu mai știu exact care e cel mai mare rank, în fine, să ajung cel mai mare rank global pe Wingman și global pe competitiv. Fraților, dacă vreți să vedeți acest obiectiv împlinit așa în timp, să zicem, dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri. Vă pup. La mine începe, mă rog, eu o să merg la practică de mâine, nu știu, adică de azi. Voi când vedeți videoclipul, eu deja o să plec de la școală, că la ora 12 am practică. Nu știu cum e la voi cu școala, spuneți-mi și voi în comentarii dacă mergeți sau nu mergeți la școală. Sper că v-a plăcut acest episod, dați voi acolo un subscribe și un like dacă vă plac episoadele de genul și noi ne vedem data viitoare. Salut!